Bună dimineața, Nati! Mama! Bună dimineața, mami! Bună dimineața, Dominic! Bună dimineața! Nati e îmbrăcat în tricou. E îmbrăcat în pantaloni, în aceleași haine în care a fost ieri, practic. A dormit de la 7:30 pe canapea, iar acum mergem direct la băiță. Dumnezeu, pijama! Ce ai făcut tu ieri, mami? Ai stat pe bicicletă afară? Da. A stat mult, toată ziua pe bicicletă, la joacă afară, ba, mai făcut baloane, ba, a alergat. Și a obosit, iar la 7:30 a căzut. A adormit și n-a mai apucat să-i fac băiță. Și acum trebuie să facem băiță, da, mami? A păpat o banană mare, 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 a păpat pâiniță și acum mergem direct la băiță. Da? Ne facem frumoase, am pregătit și hăinuțele pe acolo, pe undeva prin spatele meu. Așa? După aia ne schimbăm și mergem frumos jos, la joacă. Da? Bravo. Și tu? Da? Și tu? Tu te-ai spălat ieri, tu te-ai spălat. Da, salut? Salut, cum faci băiatul, salut? Salut? Da, micul dejun de astăzi. Începem așa cu vegetal, să zic, săptămâna asta, adică nu mănânc carne. Ținem post, am aici pâiniță și zacuscă de legume, ridiche și usturoi verde din curte. Zacuscă a trebuit să mă duc, am mai acum un pachet, știți că v-am zis. E așa în borcanel și miroase super. Săptămâna asta nu o să fac carne, nu o să mănânc lapte și ouă. Încerc să țin postul ăsta și la mâncare și pe părțile celelalte sufletesc, adică și nici alcool, nici nimic. Vezi, frătărașii? Se bat, se ceartă, se iubesc, nu știu care din el. Vezi ce frumoși sunt? Da. Noi n-am terminat bine cu mâncatul, cu micul dejun și am ieșit afară. Ce soare frumos e. E superb. Sunt astăzi vreo 22 de grade cam așa și ieri au fost la fel. Și că era vara aici, am pus masa acolo unde e locul ăsta. Scaunele aici, am mâncat aici, am stat aproape toată ziua. Îți plac, mami? Frătărașii, uite, s-au dus mai sus. Vezi? Am scos și cafeaua, trebuie să iau de aici de jos. Mi-am lăsat, o beau fără lapte, dacă țin post, nu mai pun lapte când nu cafea. O beau pur și simplu. Da! Frătărașii, mama! Uite, Nati cu bicicleta, tu ai trotineta sau ai mașina? Cu care te duci? Se plimbă, se învârte pe aici, pe la locul vostru de joacă, uite, are niște pete galbene sau pete negre și el maro galben. Vezi, mami? Hello, little butterfly! Acolo este frutărașul. Acolo, da. S-a pus acolo pe găletuța verde. Se plimbă din loc în loc. Little butterfly! Hello, little butterfly! Frutăraș. Da, mami, frutăraș. Îți place, Dominic? Frutărașul, mami. Ah, a fugit iar. Tot pe aici, pe la voi, se învârte, dar nu știu de ce. Uite. Se duce iar la găletuță, ia uite-l. Un pietricică frutărașul. E pe pietricică acum, vezi? Avem aici pe foc niște sărmăluțe de post, adică sărmăluțe umplute cu orez. Abia aștept să mănânc, mai este cam o jumătate de oră până o să fie gata. Nu ridic capacul pentru că... Bine, hai, un pic așa. Fierb destul de bine aici. O să iau așa cu o jumătate de oră înainte de masă, tinctură de leurdă. Încep să iau de 3 ori pe zi, nu știu, aproximativ o lună să zic. Se ia pentru multe beneficii în corp. Chiar vă rog să căutați tinctura de leurdă pe Google și o să găsiți și beneficiile ei. O linguriță de tinctură, am să pun 100 ml de apă. Aici a rămas pătată cana asta de când am făcut prăjituricile checul la cuptor, la cuptorul cu microunde. Nu s-a mai spălat bine, după aia însă rețeta e genială, e de la Jamila Cuisine. Prăjitură la cuptor cu microunde sau ceva de genul, nu știu cum îi zice, în fine, am sărit de la subiect. O să pun acum în apa asta o linguriță de leurdă, miroase usturoi, deci da. E foarte puternică, de aia se ia diluată în apă, se ia de 3 ori pe zi, depinde, mai mult de 2 săptămâni, o lună, cât vreți, ca o cură, ceva de genul, eu cam așa o să încep de azi încolo. Iată ce soare e acolo la noi. Am zis eu că e cald astăzi afară. Maimuțică mică, maimuțică mică. Domnul se joacă pe tabletă. Nati s-a săturat de joacă pe afară prin nisip, prin pământ, prin forme, prin palane de săpun. Săpun nu e, săpun e un, mă rog, un lichid pe acolo. Și cu bicicleta și cu trotineta, pe toate le-a luat la rând. Tu? Și
Și cu mașinuța, da, mami, așa este. Acum vreți să faci puzzle-ul? Hai, ia-l de acolo. E super, super drăguț soarele ăsta. Am luat după mine rujul pe care l-am folosit astăzi, ăsta de la Dose of Colors, nu Nucica, e Mauve Story. Vreau să-l folosesc toată săptămâna, așa cum am ales și paleta de la Anastasia Soft Glam și paleta de la Melt Smoke Sessions, care încă nu a ajuns, apropo, mâine cred că ajunge. Gata, sarmăluțele de post, așa arată, în foaie de varză, învelit așa orez, costelata e imediat să vedeți. Varza nu e chiar extraordinară pentru că n-a. E din Anglia, dar are orez la mijloc, așa, cu sos, cu ceapă, cu ce-a mai fost călit. O să mănânc împreună cu niște pâine din asta azmă, am mai zis-o ceva vloguri în urmă ce e asta, și niște ceapă verde, trimisă din România de la tata al meu. Asta este prânzul de post. După cum am spus, timp post, așa. Am venit să fac baie pe cap, adică pe păr, și ăsta este șamponul despre care vă spuneam în vlogul trecut, că mi l-a trimis Flori. Este pentru stress and damage, adică pentru părul stresat și deteriorat, să zic așa, cu ulei de argan și manuka honey. Am impresia că a început să-mi facă mătreață. Nu sunt sigură, dar oarecum. Pentru că n-am avut mătreață până acum, iar acum când fac așa cu mâna prin păr, îmi cade ca zăpada, ceva de genul. N-am avut în viața mea mătreață, deci habar nu am cum e să ai. Asta e cel de la Pantene care mi-a plăcut mult. Classic Clean. Și am mai folosit unul pentru părul vopsit sau deteriorat, dacă nu mă înșel. Și mi-a plăcut mult. Asta e aproape terminat. Mai e foarte, foarte puțin el și cred că o să-l folosesc tot pe ăsta. Acum să vedem dacă mai am mătreață după aia sau nu. Am dat draperiile jos, le-am pus la spălat. Uite roșiile cât de mari s-au făcut. Să sperăm că se și usucă până de seară, pentru că le-am pus la spălat cu tot cu chestiile alea de săgață, alea de plastic, și nu știu dacă să le bag și la uscat, s-ar putea să se topească. Ce vreau să vă arăt, produsele pe care le-am ales pentru săptămâna asta. Paleta de la Soft Glam a fost cea mai cerută de voi pe Instagram, împreună cu paleta de la Melt Cosmetics Smoke Sessions, care mâine o să ajungă. Am ales să folosesc tot săptămâna un iluminator, și anume ăsta de la NARS, în nuanța Hot Sand, are scrisul invers, mereu trebuie să-l întorc. Blushul de aici, din paleta de la Natasha Denona Blush & Glow. Este blushul, iluminatorul l-am folosit aproape de tot, dar e o nuanță superbă. Și bronzerul de la Becca, în nuanța Ipanema Sun. Astea o să le folosesc toată săptămâna, după care aleg săptămâna viitoare alt blush, alt iluminator și alt bronzer. Asta ca să mai trec prin toate produsele de make-up, să mai folosesc din el. Dimineața, Dominic. Te-ai trezit înainte. Hai să trezim și pe Nati, mami. Mergi la grădi, Nati. Tu că nu mergi la grădi, o să mergi tu curând. Că nu mergi. Iubesc mirosul ăsta de bebeluș când îl pup, îl pup dimineața. Iubesc. Bau? Bau? Era via de tos. I love you. La mulți ani, Roxana, la mulți ani, Georgiana, mai bine zis, pentru că astăzi sunt Georgiana. Sincer să fiu, am aflat recent de treaba pe care au realizat-o, ca să zic așa, de Sfântul Gheorghe, cei cu biserica. Nu judec pe nimeni, nu critic pe nimeni, însă eu tot pe 23 aprilie sărbătoresc Sfântul Gheorghe. Așa este de când lumea și pământul, asta e părerea mea personală, nu intru în polemici, nu intru în asta, fiecare are părerile lui și da. Cu asta basta. Astăzi, deci, sunt Georgiana, Laura este și el George, este ziua la amândoi, deci la mulți ani pentru amândoi. Am făcut mama niște gogoșele de post pentru aniversarea noastră, pentru că eu nu pot să mănânc ceva cu lapte sau cu ou sau cu asta, nu pot, nu-mi doresc în primul rând, pentru că am spus că țin post. Și le-am mâncat, sunt foarte bune, o să vi le arăt imediat, sunt super, super pufoase. Dacă vreți rețeta, o să vă las în comentarii, a găsit-o și mama pe un site și a făcut-o. Super bună, am vorbit și cu soacra mea la telefon până acum, pentru că așteptam și de la ei pachet din România și era la librărie să-i cumpere câteva cărticele Natalie, s-a sfătuit cu mine ce să-i cumpere, ce să nu-i cumpere. Și am ales împreună câteva cărți până la urmă pe care să le pună în pachet. Abia aștept să primim și pachet de la ei, să vedem ce mai au și ei prin curte pe acolo, niște ceaiuri, am rugat-o să cumpere, m-a sunat și de la plafar să-mi zică ce a găsit acolo. Și cam așa dimineața noastră, aștept să vină paleta de la Melt Cosmetics, am primit mesaj că vine între 12 și 2, iar rujul de la Fenty Beauty, Dragon Mami, pe care am spus că îl cumpăr de mult, iar acum în weekend am prins treaba când aveau transportul gratuit de la Harvey Nichols, am pus comandă și pentru ruș și vine și el între 1 și 2, dacă nu mă înșel, deci aproximativ în același timp or să vină amândouă, vin bine, exact de ziua mea asta, să fac așa o bucurie.
și abia l-aștept să vină, însă până atunci, mama, chiar dacă bine vedeți că am make-up-ul realizat, am filmat un clipuleț pentru voi, Palette Bingo se numește. O să vedeți despre ce este vorba, cu siguranță până în momentul în care postez weekly vlogul ăsta este acel clipuleț pe YouTube, așa că o să vă las link aici undeva să mergeți să-l vedeți. Din paleta lui James Charles împreună cu Morphe am ales 5 nuanțe random cu ajutorul site-ului random.org și acele 5 nuanțe sunt cele de pe plapele mele de astăzi. Am făcut make-up-ul ăsta pe care îl vedeți aici, mie îmi place mult, mult, mult de tot și mi s-a părut destul de amuzantă, ideea destul de funny. O să mai stau un pic, îl fac pe Dominic Laxon, Dominic mă bulbăi. La 1 mă duc să ia pe Nati de la grădiniță și tot așa. După aia trebuie să mergem la niște cumpărături pentru că ne pregătim de Paște. De mâine încolo la noi vine o vreme oribilă, cu tunete, cu fulgere, cu ploi și avem destul de multe de făcut în săptămâna asta a Paștelui. Mie îmi place mult make-up-ul de astăzi. Plus că iluminatorul ăsta e super. Deci uitați-vă. Și din paleta asta nu am avut fallout absolut deloc. Deci aplicasem deja anti-cearcă, nu iluminator, bronzer, tot și nu mi-a căzut fard. La câte nuanțe colorate am folosit deloc. E super. Ok. A dormit și Natalia, ați văzut că era așa un pic ațipită, ca să zic, cu mine la povestea cu Barbie și a dormit într-un final. Acum o să mă duc și eu să popăm împreună. Jos, Dominic s-a trezit înainte și trebuie să popăm pentru că este 3. Deci prânzul cam târziu îl popăm, dar asta este. Au venit între timp ambele colete, și cel de la Harvey Nichols și cel de la Beauty Bay cu paleta de la Melt Cosmetics. De la Harvey Nichols am rujul Dragon Mami, am spus, de la Fenty Beauty. Ups, l-am deschis invers. Ok. Asta este nuanța Dragon Mami, mi-am dorit-o de foarte mult timp de când a apărut și abia aștept să-l aplic. Acum am machiajul la colorat din paleta lui James, așa că nu o să aplic rujul acum pentru că este și el la fel de colorat și nu or să meargă împreună. Am primit gratis cadou, practic, de la Harvey Nichols, așa, crema de față de la David Beckham, House 99, crema de față, de unde mai am așa? I-am luat lui Laur cadou de ziua lui și am primit Fix Plus de la MAC, deci spray-ul Fix Plus cât este de mare, asta este o mostră de la MAC. Are you kidding me? Deci e foarte, foarte, foarte mică. Cât are? 2,5 ml față de 100 cât are cel mare. În fine. Le mulțumesc mult că mi l-au trimis, iar aici avem paleta de la Melt Cosmetics, Smoke Sessions, care arată cam așa. Ambalajul și el superb pe exterior. Are aici un plastic destul de gros care acoperă fardurile. O să-l dau la o parte ca să vedem mai bine nuanțele. Oricum sunt niște nuanțe superbe, deci uitați-vă. Gravity OG, Granddaddy, Black Widow sunt superbe. Deci chiar arată incredibil. Asta e lumina naturală de afară. De aici ce vedeți. Foarte, foarte frumoasă. Abia aștept să mă machiez cu ea, credeți-mă. Are jumătatea asta de aici practic mai măslinie, olive, iar jumătatea asta mai verde, albă, strie, turcoaz, ceva de genul. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și v-am spus, abia aștept să folosesc mâine, că nu mă șterg acum la ochi ca să aplic palețica. Da, are și închidere magnetică, e foarte, foarte fain. A, și mai am aici niște bombonici, care mi-a venit de la Harvey Nichols. Da, de asta am uitat. Harvey Nichols, sunt bombonici așa cu o ușoare de Paște. Le mulțumesc din suflet. Speckled Eggs. Foarte, foarte drăguț. Am plătit numai 16 lire pe ruj și n-am plătit nici transport nimic și mi-a trimis și astea gratis pe lângă rujile. Mulțumesc mult, sunt foarte, foarte drăguți. Hai să mergem să popăm niște sărmăluțe de post. Nati a fost cu minte, adică a stat acasă dormind, mai bine zis, a stat dormind și am plecat cu Dominic și cu mama la cumpărături. Trebuia să doarmă pentru că a fost la grădiniță de dimineață și a cumpărat mami o carte cu activități. Așa este? Da. Și acum colorează o broscuță. Ce culoare e broscuța? Verde. E verde. Mai avem puțin, ca în jumătate din carticică și am mai cumpărat un pliculeț cu păpuși LOL, ceva de genul. Am văzut că stare faimoase, a câștigat niște creioane de colorat foarte proaste, o ștampilă proastă. Și stickerele astea, măcar stickerele sunt ceva de ele. Ce ai găsit acolo? Am luat și niște bruschete, vrei să-ți dau? Vrei să papi? Am luat ăștia de la Aldi cu usturoi și pătrunjel. Poți să le mănânc și eu pentru că sunt de post? Aoleu, ia uite. Ia și papă, vrei și tu, mama? Nu. Nu vrei? Sunt bune, mami. E pâine prăjită, practic. Așa.
Și are usturoi și patrunjel gel deasupra. Foarte, foarte bună. E, nu știu, ca o jumătate de bilă, ceva de genul. E bună? Are și mami și Dominic. Al Dominic unde e? Acolo. Are și mami și Dominic. Bravo! Am terminat jos cu bucătăreala. Ați văzut ce am papa niște ciuperci așa sotate un picuț cu usturoi și avocado tăiat lângă cu niște zeamă de lămâie stoarță deasupra. Și asta a fost cina mea. A pizza am băut, mai am acum din ea, doar ce am cumpărat sticluța, am schimbat-o. Mi-a făcut acum un ceai să beau, un ceai de lavandă. Am luat și un sudafed înainte pentru că mă doare capul destul de tare aici în față la sinusuri. Și ochi implicit, probabil și de oboseală, nu știu, dimineața m-am trezit un pic așa forțat, nu știu ce să zic, în fine. M-am dat cu rujul ăsta când am plecat, ați văzut pe drum, deci n-am putut să mă abțin să nu mă dau cu el, s-a cam murdărit ambalajul, dar asta este. Se aud și mașinile afară pentru că am deschis geamul să aerisesc, deci abia aștept să mă demachez, mă credeți, parcă mă dor ochii în spate, așa vreau să mă culc, nu mai vreau nimic altceva decât să dorm. Uitați ochiul de la Blitz, oh my god, deci e superbă, superbă. Nu am cuvinte, doar nuanțele astea două de aici sunt mate, însă nu-i bai pentru că în rest e superbă. Uitați-vă și voi. Vai, Doamne. Ok. Abia aștept să mă machez mâine cu tine. Abia aștept. Bună dimineața, Dominic! Salut! Bună dimineața! Mua! Pup acolo, mami! Plângea după Nati la grădiniță. Plângea după Nati să se ducă cu ea la grădiniță. O să te duci și tu, mami. Tu vrei să te duci la grădiniță? Da? Da? Vrei să te duci la grădiniță? Neața și la treia zi de weekly vlog pe săptămâna asta. Am dus-o pe Nati la grădiniță, ne-am trezit. Dominic s-a trezit aproape înaintea mea, dacă mi-aduc bine aminte, și a trebuit să-l schimb și pe el, l-am luat și pe el jos, am mâncat Natalia și după aia de-aia plânge după aia, pentru că eu am plecat cu Natalia și el rămăsese la ușă, gen, mă duc și eu la grădiniță. Și l-am lăsat acasă, m-am întors la el, iar acum aștept și o să păpăm micul dejun. După masă trebuie să mergem iar la niște cumpărături și să trec pe la bancă în legătură cu niște detalii personale. Și afară e cam urât, se anunță ploaie azi, se anunță furtună, tunete, ceva de genul, dar sper totuși să nu fie, pentru că doream să filmez clipuleț cu paleta de la Melt, să o folosesc și nu știu, poate să fac lucrul ăsta, dar momentan îmi este somn. Azi noapte m-am dormit foarte repede cu copiii la 10 când i-am culcat pe ei, după aia m-am trezit la 12 fix, era 12:00 AM și n-am mai avut somn. De fapt, mai tușea și Natalia lângă mine și eu când încercam să adorm și când ațipeam așa un picuț, Natalia tușea lângă mine, se trezea și mă lua în brațe și atunci mă trezeam și o deschideam ochii instant. Așa că am dormit un pic așa azi noapte și acum este super, super foame. Între timp să postez clipulețul pe care l-am filmat ieri cu Makeup Challenge pentru că a fost super, super amuzant pentru mine și cu siguranță o să vă placă și vouă. Am făcut poze în dimineața asta la paleta de la Melt. Uitați-vă și voi ce nuanțe. N-am apucat să le șterg de pe mână, am venit direct la masă pentru că este gata masa. Dar vreau să vă arăt și în vlog. Uitați-vă și voi cât de frumoase sunt și nuanțele astea de gold, așa din la aur, din la vechi, nu știu, antic. Foarte, foarte fain. Iar nuanțele astea mate, oh my god. Deci super, super. La micul dejun din dimineața asta avem cartofi prăjiți. În dimineața asta am avut chef să-i prăjesc în ulei. Nu prea mult, dar s-au prăjit în ulei, nu la cuptor. Aici am usturoi verde. Eu prefer mai mult usturoiul verde decât ceapa verde, dar e bună și ceapa. Niște zacuscă de vinete și de legume în general și ridiche. Așa că poftă bună. Și pâinița de aici în fața mea. Delicios. Așteptam mâine coletul de la ASOS. Am zis eu zilele trecute că aștept un colet cu niște haine de la ASOS pe care l-am cumpărat, dar am primit e-mail că, virgulă, coletul o să ajungă astăzi. Este cu out delivery, ceva de genul, cu curierul afară. Și o să vină astăzi, așa că așteptăm coletul. Sper să vină numai până o iau pe Nati de la grădiniță și plecăm la cumpărături, pentru că dacă nu se găsească pe nimeni acasă. Vine cu Iodel, dacă bine am înțeles din e-mail. Așa că așteptăm. Trebuie să vină și un colet de la Beauty Bay, altul față de la de ieri, unde am
comandat un ruj din colecția Minnie Mouse și Dosef Colors. Am spus eu în Yumeica Bye sau Bye că o să-l cumpăr, nuanța aia roz. Ladies First sau ceva de genul. Am comandat un spray mare de la Mario Bădescu de castravete pentru că îmi plac și pun. Așa să vină și coletul acela. Deci pe amândouă mă uit așa pe geam după ele. Dominic mătură prin hol. Mi-a luat mătura și a început să dea cu mătura prin hol. Trebuie să mă duc să pun și eu cafeaua să beau cu mama. Iar după aia să vedem ce mai este de făcut, pentru că mâine vopsim ușoarele, duminică avem Paștele. Așa că da, m-am săturat, m-am umflat după masă, super bun a fost, să știți că mă simt bine. Fără să mănânc așa carne o perioadă, mă simt mai detox, nu știu cum să zic, detoxifiată, mai ușurată, mai habar nu am. Mă doare și capul destul de tare aici, mă doare și burta, pentru că na, în dimineața asta probleme. Așa că stau un pic așa relaxată să beau cafeluța și cu siguranță sunt treacă afară. Văd că începe să iasă soarele, se aud păsărele minunat. Mă duc să văd ce face Dominic, pentru că dacă nu o să mă rup pe mătura în două. Și alta, sincer, nu cumpăr acum. E mătura din aia din paie, ca pe, mă rog, ca la noi acasă în România, dar e bună. A venit comanda de la Beauty Bay. Dominic deja s-a apucat să o rezolve în ghilimele pe acolo pe jos. Asta e sprayul mare de la Mario Bădescu. 236 de ml, deci e mult mai mare decât la 210 parcare. Dar, sincer, să fiu, ce nu-mi place la el este ăsta de aici. Puful, cum face sprayul ăsta? Face prea dur așa pe tine. Mi se pare, adică nu vine ușor ca o... Nu știu cum să zic, ca o ceață așa. Vine cu strop mare și mă deranjează de multe ori lucrul ăsta. Dar o să-l termin pe ăsta și după aia mă hotărăsc dacă îl mai cumpăr sau nu. Și am luat rujul, am zis eu, Ladies First. Unde scrie nuanța. Este o nuanță roz, exact cum am dat aici la mine. Mă întorc așa să vedeți la lumină. Foarte, foarte drăguță. Plus că ambalajele super cute. Minnie Mouse. M-am asortat astăzi cu roșu, dar fără să vreau. Am pus și apă pe mine. Ok? Și asta e rujul, așa. Cu mini aici. Foarte, foarte fain. Apropo cu rujul cu Minnie Mouse, mi-am amintit să vă arăt sticla de apă pe care am cumpărat-o ieri. Aveam normal un bebeluș. De fapt, un copil mai micuț așa, asta de la Evian pe ea. Însă acum l-are pe Mickey Mouse. Scrie și aici, aniversarea de 90 de ani. Îmi place mai mult că e Mickey pe sticla de apă decât bebelușul ăla. Nu-mi plăcea mie personal. Îl prefer pe Mickey. Am găsit la Spar sticla asta de apă și sper să mai găsesc, pentru că e tare, tare drăguță. Disney Kitchen. Bine, asta o fă prima dată. Seria 1-3. Mai urmează? Cu mami azi la grădiniță? Da. Da? Te-ai distrat? Da. Foarte cald afară. Dacă știam că o să fie așa de cald, îți dăm tricou pe tine, dar n-am știut. Hai, mergem acasă la duminică, te așteaptă, mama. E soare afară, e frumos. Nu vrei să-mi dai mânuța? Nu vreau să-mi dai mânuța. Nu-mi dai mânuța? Bine atunci. Mergi singurică, că ești fetiță mare, da? Bine, mami, ok. Asta e make-up-ul de astăzi cu paleta de la Melt Smoke Sessions. Mie îmi place foarte mult, uitați-vă la auriul ăsta cât de drăguț este și am dat decât o dată așa swipe cu ce am luat din paletă și atât. Iar în interior, mulțumesc Dominic, în interior am pus ultima nuanță din dreapta, adică cea mai deschisă din partea albastră și arată cam așa. Mi-am făcut și linia la ochi, tușul așa un picuț și cam asta este make-up-ul, îmi place mult, mult, mult de tot. E foarte drăguț, paleta asta are niște nuanțe tare unice, ca să zic așa, sigur nu le mai am în colecția mea de make-up, poate nuanța asta de aici. Se asemene cu cea din paleta de la Natasha Denona Tropic, însă nu cred, este o paletă totuși unică, deci îmi place mult, mult de tot. Uite, aici și comanda de la ASOS a venit și am probat lucrurile care mi-au venit și o să trimit deja două înapoi, le-am pregătit aici. Astea cele două produse pe care le returnez, o pereche de pantaloni de la Nike, nu sunt colanți, sunt pantaloni pur și simplu. Îmi vin un pic larg aici în față, pentru că eu n-am șoldurile chiar atât de mari precum alte fete, așa că vin un pic aiurea și mai bine returnez decât să regret după aia. Și mai am o pereche de colanți de la firma asta, Monkel, nu știu cum să o pronunț. Sunt dintr-un material foarte, foarte subțire și practic mi se vede pielea în momentul în care mă îmbrac în colanțești, așa că nu este asta ceea ce caut. Mâine o să le pun la poștă să le returnez gratis. Chestia asta îmi place foarte mult la serviciul de returnare ASOS. Iar aici am lucrurile pe care le-am păstrat. Am o bluză pe care am luat-o mai mult pe post de pijama, ceva de genul. Este moale și are așa la mânecă și sus la guler, strâns cu ceva negru și e foarte, foarte moale. Mai am aici două perechi de colanți. Am o pereche sport pentru că au o margine cu ceva, nu știu, dungi albe, așa, Start Today, scrie pe ei și sunt mai subțire decât ceilalți, sunt din bumbac, 100% ambele perechi, iar ăștia sunt un pic mai grosos decât ceilalți sport și au banda aici lată, sus, unde se îmbracă, e lumina asta destul de proastă pentru că afară baie nori, baie soare, nici nu știu,
dar îmi plac foarte mult. Astea trei le-am păstrat, iar pe restul două o să le returnez. Ce-ai câștigat acolo? Sticărele. Sticăre? Și ce-ai mai câștigat la cutiuța asta? Bebelușul? Da, bebeluș. O gentuță? Da. Da? Și un ochelar. O oglindă ceva cu sclipici. Și o ochelar. Ochelarul poate să pui și la barbă. Îți pune la ochi. Să pune la ochi? Wow, ce ochi sclipicios ai, Nati. Ești foarte frumoasă, mamă. Și bebelușul e frumos. Uite, are Suzetă. Da. Vezi? Asta ți-a rămas ca o brățară. A fost băgată în 1001 de pachete. Toate astea de aici. O grămadă de pachete. Asta e, nu știu, ori brățară, ori rămâne așa. E legăn asta. O brățară pentru Nati. O brățară pentru Nati, sigur că da. Coaia asta, uite, așa. Îți plac, mami? Da. Cred că trebuie să spălăm bebelușul, pune ceva pe aici pe asta. Să-l bagi în apă și nu știu ce se întâmplă, să-i schimbă culoarea, cred, la bebeluș. Trebuie să fim bine, să vedem. Am ajuns și acasă după plimbărica asta, să zic așa, am rezolvat și la bancă, am rezolvat și la cumpărături. Peste tot, mulțumim Domnului și am ajuns acasă după vântul ăla oarecum teribil. Am făcut un ceai aici de tei și ce-am mai pus? Cred că gălbenele, dacă mi-aduc bine aminte. Iar aici am cina din seara asta și anume niște paste. Paste pene pe care le-am fiert, doar cu sos de roșii și niște condimente gen granule ceapă, granule usturoi și sare. Și am cărit ceapă înainte să pun sosul roșu. Atât, iar pastele le-am fiert în apă. Iar secretul meu pe care l-am descoperit recent, datorită lui Laur, pentru că el l-a pus așa în farfuria lui de paste și mi-a plăcut, tai usturoi la final, așa mărunt, și îl pun la paste după ce sunt gata pastele, deci complet. Și după aia amestec. Dă o aromă extraordinară pastelor. Și v-am zis, am descoperit asta datorită lui Laur, că el a făcut într-o seară așa și a zis, vrei să gusti? Zic, da, bine. Mamă, și mi-a plăcut atât de mult încât m-am dus și mi-am pus în farfurie. Iar de acum pun la toată lumea în oala de paste ca să aibă toată lumea parte de gustul ăla bun, bun, bun. Da, foarte, foarte bun. O să popăm și noi cina acum. După care mergem ca de obicei la nanița. Am cam obosit astăzi, sincer să fiu, și a plouat, a fost așa o vreme din aia măcoruță. Ploaia nu ne-a prins pentru că eram în Sainsbury's la cumpărături, dar atmosfera de afară așa ploioasă mie în general nu-mi place. Se vede că ne pregătim de Paște, se vede că vine Paștele. Am cumpărat 4 cartoane de ouă, fiecare carton de ouă având 12 ouă și am venit cu ele așa ușor acasă. Am cumpărat nucă și am cumpărat rahat, așa vărsat, pentru cozonaci. Abia aștept să facem cozonaci, mâine momentan o să vopsim ouăle, o să le înroșim și abia aștept. Pentru mine Paștele e o sărbătoare destul de emoționantă și țin cu sufletul la chestia asta. Țin post și sufletește și la mâncare și la tot ce vreți voi. Deci, da, abia aștept să mănânc cozonac, să mănânc o fiert cu niște muștar, cu ceapă verde, tradițional ca în România. Chiar dacă suntem în Marea Britanie, suntem români. Dimineața asta, Natalia, a fost matinală tare. Eu doar ce m-am trezit acum, bine, după alte treziri mai devreme,
pentru că Natalia s-a trezit de pe la 6 și tot mă mișca pe aici și mă pieptăna și mă... Și n-am avut, deci, absolut niciun chef să mă trezesc. Așa că i-am zis, mami, culcă-te, mami, facem nani, mami, nu știu ce, mami, nu știu ce. Iar acum văd că a dormit la loc. A dormit la loc și s-a trezit dominic. Deci, până dimineața. Am băgat o mașină de rufă la spălat, mai sunt vreo două după ea, care urmează. Și am pus vinetele la copt. Ați văzut vinetele pe care le-am luat ieri din Lidl? Sunt vinete destul de măricele, sunt ok. Le-am pus la copt pentru salată și mai e o tură. Astea sunt 4 aici puse pe plită și mai urmează încă 4, cred, sau 5, dacă nu mă înșel. Le-am luat destul de multe ca să ne săturăm de salată de vinete. Mie îmi place foarte, foarte, foarte mult și profit acum că le-am găsit reduse la Lidl. Au fost, nu mai țin minte, că v-am arătat ieri în vlog, 38 de pii sau ceva de genul. Și abia aștept să fac din o salată ca să făcăm. Ia, deci s-a pus ploaia. Acum s-a trezit și Dominic după somnicul de dimineață. N-am mai filmat până acum asta, să editez vlogul ce am filmat toată săptămâna ca să nu mă aglomerez apoi. Ia uite ce nori avem și ce ploaie avem și ce roșioare avem. Plouă foarte mult. Toată ziua am înțată ploaia astăzi. Da, destul de urât. Dormi bine, mami? Plouă, mami. Ce să facem? Plouă. M-am și machiat acolo, mi-am lăsat dezastru ca de obicei. După ce am terminat, am folosit pentru a doua oară paleta de la Melt Cosmetics, să vă arăt imediat. Stai să scoate mama de ea, el încărcăm în mie. Gata. Ochelarii mei aici, nici până acum nu m-au căutat de la oftalmologie, când mai nimeresc. Nu m-au căutat să-mi dea ochelarii ce noi pe care i-am comandat. Au spus că sunt în laborator, au spus că n-am mai venit de laborator, mă rog, și mai bine de 2 săptămâni de atunci. Deci tot aștept să-mi vină ochelarii ce noi. Am plătit pentru ei alte dioptrii pentru că ăștia deja nu mai sunt buni, plus că sunt cam distruși. Așa că aștept să primesc mesajul de la ei, să trimită să mesaj ceva, să mă duc să iau ochelarii pentru că am nevoie de ei. Asta e make-up-ul de astăzi pe care l-am realizat cu paleta de la Melt. Am folosit ultimul verde, adică al treilea, cum vine așa la rând, înainte de nuanțele mate, cele două. Nuanța Black Widow, așa se numește. Iar în colțul intern am pus una din nuanțele aurii din paleta Anastasiei Soft Glam. Am spus că le folosesc pe amândouă împreună. Și cam așa arată, îmi place foarte mult. E o nuanță mai intensă de verde decât aia de fost ieri. Și e super, super drăguță și super glittery, ca să zic așa. E super sclipicioasă. Acum să vedem cât o să reziste, pentru că machiajul pe care l-am avut ieri, la ora 9 seara când m-am demachiat, era la locul lui. Deci am rămas super, super impresionată după toată plimbarea de ieri și vremea de afară și umezeală de la ploaie și așa, a rămas la locul lui. M-am demachiat, era machiajul la loc. Și nuanța asta e superbă, îmi aduce aminte de anumite nuanțe din paleta Desi și Katie de la 200 Colors, pentru că alea mai sunt așa cu mulți sclipici și nu prea a căzut, adică nu prea am sclipici pe aici pe jos. Mi se pare destul de ok. Pe buze am Huda Beauty Wifi, dacă nu mă înșel, cu ăla. Am dat prima dată, am dat cu bikini babe și nu mi-a plăcut și l-am șters, se prea galben, cred că o să-l scot de tot din colecția mea. Dar ăsta îmi place. Acum, haide să mergem jos pe scară unde ne așteaptă Nati, a rămas la joacă și să roșim oșarele. Facem ca bluza mea. M-am asortat, dar nu intenționat. Credeți-mă, am luat o dimineață pentru că mi-era răcoare și este culoarea oșarilor. Haide să vedem. E bună sarmaleța. Ce fain e că faci mai multe sarmale din astea de post. Papa și Dominic așa. Fap și eu imediat, îi dau întâi lui. Mamă, ce bună e sărmăluța! I-am dat la o parte varză, nu m-am spus că e cumpărată de aici din Anglia și chiar dacă zic ei că e făcută în România pe ambalaj, e foarte tare, așa e, nu știu cum să zic, se mestecă foarte, foarte greu. Și mai bine am omis-o. Babețicile astea două pe care le vedeți, bine, e pătată, asta e, nu băgați în seamă. Le-am găsit și le-am cumpărat, așa mai măricele, în Sainsbury's, dacă nu mă înșel, sau nu mai țin exact, și sunt foarte, foarte bune. Mai are una albă. Și îi țin așa la mâncăriță, că el vrea să pape singur, e băiat independent. Așa, și bea și a pizza, mami. Așa. Ce bună e sărmăluța. Iam, iam, iam. Unde e burtica? Umflă băiatul burtica? Acolo e burtica. Iam, iam, iam. Cum face băiatul? Asta e un crab unic, ce faci tu acolo. Crab mou și albastru. Wow! Foarte frumos. Da. Natalia l-a colorat? Da. Da. Ați amestecat cu verde? Sigur că da. Te las așa să zbur de imaginație. Pe ce nu facem cu verde? Da, uite ce crab frumos. Da. Da. Am găsit un joc cu mașa, unde gătim și dăm la animaluțe să pape, iar după aia trebuie să spălăm farfurie, așa e, Nati? Da. Trebuie să facem curățenie, mami, după noi trebuie să spălăm farfurie. Da. Bravo. Acolo, bravo! You did it! Asta e aplicația. Masha in the bear, Masha cooking. Ia să vedem de veverița ce vrea. Ce vrea veverița?
Ce sunt alea? Castane? Da. Pune farfurie acolo. Face iar tartă sau ce? Plăcintă? Ce ai spus că e asta? Am terminat cu ouăle, cu roșitul, ca să zic așa, n-am spart niciun nou, deci anul ăsta e record, nu s-a spart niciun nou. Acum le dau cu puțin ulei, am aici pe o cărpiță dintr-o bluză veche de a Natalie, le dau puțin ulei ca să sclipească, să zic, să nu, nu știu, să se mai vopsea după aia, abar n-am. Arată mult mai fain, așa, oricum. Mai avem și galbene, așa, mai avem și albastre și mai avem și mov, trebuia să fie asta, dar par negre. În fine, e bine și așa. Mă mulțumesc că n-am spart niciun nou anul ăsta. N-am trecut mai, se mai crăpa vreunul când le fierbeam, dar așa le-am spălat înainte cu detergent, câte unul le-am luat pe rând așa, din carton, și după aia le-am fiert și nu s-a spart niciunul, nici la fier, nici acum, sunt toate perfecte. Așteptăm ziua de Paște acum. De Paște, ca și dulce, în afară de tradiționali cozonaci, care nu lipsesc de la noi din casă, apropo, facem niște fursecuri cu cremă de ciocolată hazelnut, adică gen Nutella, dar făcută în casă, pentru că e mult mai bună. Nutella are primul ingredient zahărul, așa că încerc să o evit pe cât pot. Și ne-au rămas niște albușuri de la pregătirea acelor fursecuri, așa că acum facem cookies. Rețeta asta de cookies este scrisă de mine personal pe un site, așa că dacă o doriți, o să vi-l arăt și la final, o să vă spun cu mare, mare drag. Aici avem așa din cookies, astea se pun așa biluțe și la cuptor o să se topească și se fac așa mari. Exact rotunul la cookies pe care le găsiți la magazin, cel puțin aici în Anglia. Și sunt mult, mult mai sănătoase făcute acasă. Acum le băgăm la cuptor și după aia o să fie gata imediat. La cină în seara asta am pur și simplu un avocado tăiat. Aici s-a făcut o gaură pentru că aveam chestii din asta maro și nu-mi place. Am încercat să iau cât am putut, dar nu e stricat, e foarte, foarte copt numai. Și o roșie tăiată și mi-am prăjit o felie de pâine așa. Asta este cina mea, light, frumos, apiță pe lângă și poftă bună. Am mai trebuit să mai vopsesc 10 o să le mai înroșesc, pentru că m-am gândit așa, bă, poate spre puține. Am mai făcut încă 10, am făcut și cina, mama a făcut fursecurile, n-am apucat să le filmez, însă o să vi-l arăt mâine. Și acum am venit și eu să mă demachez și înainte de asta am vrut să văd că make-up-ul meu arată decent. Uitați-vă că nu s-a strâns absolut deloc. Deci sunt chiar impresionată. Nu mai țin minte cât era ceasul când l-am aplicat, dar în orice caz până la ora asta și este, cât este ceasul să mă uit, 9:46. Deci, mi se pare că a rezistat chiar super, super bine. Mi-a picat aici un pic negru, nu comentez pentru că am stat în abur la bucătărie, am stat transpirat, am tot, dar totuși. Asta până la ora asta, palețica asta de aici e superbă. Și pun pariu că și cealaltă gemena aici sau care mai avea ce de la Melt Cosmetics și aia era la fel, însă m-a impresionat deci de bine, la vorbesc la modul cel mai serios. Super, deci super, nu s-a strâns absolut deloc. Acum o să-l șterg. Șterg cu apă micelară, să vedem. Ia și termină cerealele acolo, papă, că ai tu singură cereale. Bună dimineața! Și tu ai cereale? Și tu ai cereale? Da. Uite, mai ești tu câteva, avem și niște cornuri de praf. Da? Ce se întorc? Se întorc să te vezi tu? Se întorc camera să te vezi? Da. Mai bine așa? Da. E așa, trebuie să se vadă ea. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, mi-ai dormit bine? Da. Da, am avut o noapte un pic tulburată, pe la 5 ne-am trezit cu febra amândoi, 38 Natalia, 38, ceva Dominic,
le-am dat Nurofen, ea m-a dormit la loc cu muzicuță și acum s-au trezit bine, nu mai au febră niciunul, dar nu mai tușesc și atât. Și după micul dejun. Da. Da, așa este. Mai e puțin și termin, tu ai fost mai vrednică. Da, mama, și tu. Și tu. Poftă bună. Ia și tu, hai. Te vezi și tu acum? Da? Ai exersit? Mă bucur. Și pe mine mă doare în gât. Și pe Laura îl doare în gât azi dimineață. Deci, da. Continuăm happy. Nu-i nicio problemă. Astăzi este vinerea mare. Am la micul dejun aici niște zacuscă, niște măsline și ceapă și usturoi verde. De obicei și pâinița. El papă cereale și niște linichii proaspăt aduse. Și cam asta e micul dejun. Hai, papam. Am terminat micul dejun, am papat tot. Iar acum am luat așa un fel de desert, ca să zic, la cafea. Am Nutella făcută acasă. Am arătat-o și aseară pe Instagram. Este, deci, Nutella făcută natural în casă, fără, cum să zic eu, adaos de zahăr extraordinar, pentru că Nutella cumpărată, dacă vă uitați, primul ingredient are zahărul, adică proporția cea mai mare din compoziție. Iar asta nu, are și alune, deci am pus hazelnuts, alune de pădure din alea rotunde. Și puiește și de post pe deasupra, că de asta mănânc, dacă nu mâncam, arată extraordinar. Este rețeta lui Akis, de la Akis Kitchen. Căutați la fel pe YouTube, Akis Kitchen, cred că hazelnut cream se numește, sau Nutella, pentru că o să vă arate rețeta. E foarte simplu de făcut acasă și mult mai delicioasă, are aroma aia de la alunele de pădure, deci e extraordinar de bună. Și o să pap acum cu cafeluța fără lapte. Hello și astăzi, vineri, ultima zi de weekly vlog, pentru că astăzi vreau să-l și postez, dar un pic mai pe seară. Până acum nu am filmat absolut nimic și este 2 după amiază, pentru că de dimineață am avut o grămadă de treabă prin bucătărie, am mai strâns și pe aici după ce am mâncat micul dejun, după ce am băut cafeaua, am făcut niște dovlecei prăjiți așa în ulei cu mușchi de usturoi, i-ați văzut că am reușit să filmez așa printre rânduri, ca să zic. Am mai făcut și o mâncăriță de cartofi ca să avem la prânz, mama pe partea cealaltă s-a apucat de cozonase, frământe și crema la fursecuri să le pună și trebuie și ele umplute, deci așa o grămadă de treaba. Am făcut și lista de cumpărături ce mai este, așteptăm să vină și Tesco cu comanda între 4 și 5, parcă au zis că vin astăzi. M-am pregătit și eu repede pentru că am fost la poștă să duc înapoi pachetul de la ASOS și am spus că returnez zilele trecute. Am mai cumpărat niște roșioare, am cumpărat Natalie, că nici nu mai am aici lângă mine, dar o să vă arăt imediat, un pachetel mic de la Kinder, care are o oiță și niște ciocolățele mici, mici, mici. Era redus la 3 lire de la 5 lire și am văzut-o și a zis că o are pe Baba Black și peste aceeași oiță pe care am mai avut-o acum ceva timp și am aruncat-o, dar am zis, mă, dacă îi place, bine, hai, eu cumpăr. Vorbeam cu voi, filmam pentru vlog și m-am trezit cu poștașul la ușă. Mi-a adus un pachet de la Pixi. Haideți să vă arăt ce este în interior, pentru că e foarte, foarte drăguț. Mi-a adus un pachet PR de la Pixi. Asta este în interior, mesajul Get Glowing Gorgeous. Le mulțumesc mult, 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 mult de tot. Și aici avem produsele, le descrie aici pe pagina asta. Ce face fiecare cu ce este? Da, mama. Avem aici un mini glow tonic. Pune la loc, mama, te rog. Mulțumesc. Avem glow tonic cleansing gel. Avem glow tonicul micus de 100 ml. Eu încă mai am din ăla pe care mi l-au făcut cadou de Crăciun de 500 ml, deci da. Glow tonic serum. Phenomenal gen pH probabil cu aloe vera și chestnut. Și aici avem, Dominicon, the glow multi-use moisture stick. Asta cu ce este? Cu ginseng și acid glicolic. Super interesant. Vitamina D2, ginseng, glicolic, acid. Foarte fain, abia așa să le folosesc. Mie îmi plac foarte mult produsele Pixi, deci foarte mult. Și gelul ăsta de curățare este mare, de la gama Glow Tonic. Să punem aici la loc, trebuie să arate mama și pe Instagram. Da, cam asta e viața de influencer. Influencer. E mare lucru spus influencer, dar le mulțumesc mult celor de la Pixi. Ție-ți somn, de-aia faci așa, e ora 2 și n-ai dormit. Vrei să facem nani? Asta îi trebuie lui mami. Vezi ce peisaj frumos? Mergem în unde? În California. Te-ai trezit și tu și oița? Da. Îmi arăți și mie oița, te rog? Da. Ia să văd ce oiță ai câștigat tu. Wow, ce oiță frumoasă. Hello, eu sunt Baba Black Sheep. Arată-i fiul Dominic, arată. Mami, eu sunt Baba Black Sheep. Te simți bine, mami? Da. Bun, perfect. N-am mai făcut niciun temperatură. Le-am luat de 2 ore de dimineață. Sunt foarte, foarte bine. Am prins-o. Ai prins-o. Apă, pa, se joacă. Ia uite și Dominic acolo. Dominic, e atent, îi place foarte mult fetița asta. Nu știu cum o cheamă, Diana, ceva de genul.
Da, știu că-ți place mama. Ce-ai acolo, un puișor? Piu, 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 piu. Mua, pupă-l, mami, așa. Cred că o să mi-au rămas bun de la voi pe weekly vlogul ăsta, pentru că ideea mea este să postez astăzi, adică tot vineri, ca să vedeți weekendul, să luăm și eu în liniște și pentru Paște și pentru familie în general. O să bag copiii la somn imediat după ce popăm și noi de prânz și vreau să urc acest clipul pe YouTube să-l vedeți astăzi, așa că o să vă urez de acum, cu toate că o să vă urez și pe Instagram, Paște fericit și liniștit și căldură sufletească și în familie, să fiți așa în, nu știu, în armonie, să vă înțelegeți bine, multă, multă sănătate și nu vă spun Hristos a înviat încă, pentru că o să vă spun duminică. O să vă urez sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi vouă, de familie, de prieteni, de cine doriți voi. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, o să închei clipulețul ăsta acum, pupici mulți din partea noastră și o să ne vedem clipulețul următor. Pa, pa!